Alunelo haylar rock. Senesiye kuno rock. Şine hora o sırra şey mare mare şey vafa şey. Şine noru kadesel sırrı mıye metitel. Alunelo son seltat. Şila sınga sila drapta 1, 2, 3. Satul Gălășeni, raionul Rășcani, localitatea în care am copilărit și am aflat din istorisirile buneilor despre tradiționalul joc sportiv moldovenesc, țurca. Pe bunelul Teodor l-am găsit ca de obicei în curtea casei. El mi-a povestit cu nostalgie despre felul cum se juca țurca în timpul copilăriei sale. Locul ăsta a fost o lacă și ne jucam cu niște băieți care erau mai activi, care jucam în mahalaua noastră aici. Și așa, țurca, punem o scândurică pe așa mai sus și punem mingea aici. Și când trecem cu bătul de aici, mingea se rea, se duce într-o parte. Și apoi măsura de câte ori acolo până aici așa, dacă așa uita, nu pot să ne înainte. Asta emoție era pentru copii care eram noi atunci. Opa! Țurca, unul dintre cele mai vechi sporturi tradiționale moldovenești, care în prezent este dat uitării. Dar din când în când de el își amintesc bărbații de la sate, preponderent de 30-40 de ani. În acest joc se folosesc un baston și o țurcă. Dar ce jocuri jucați voi aici în sat? Bol. Și atât? Atât. Dar de țurcă n-ai auzit? Jucat în copilărie? Da, dar cum e că făceam așa o gropiță și avem două bițișoare și unul mai mititel, dar unul și lung și o aruncam așa care o prinde parte și de alt băiță, ori fieți, că cum ne jucam noi în mahala. După ce am făcut un șir de incursiuni prin sat, am ajuns pe stadionul sătesc. Aici am dat de un grup de băieți care jucau fotbal, printre ei și un profesor de educație fizică care ne-au povestit despre dispariția țurcii și a altor sporturi naționale. Ei stau toată ziua în fața calculatoarelor, părinții nu le cere nimic socoteală și ei fac ce vor. Pentru dezvoltare la sat cel mai mult practic fotbal, deoarece e cel mai popular joc de pe planetă. La oraș văd că mai practic basket, așa. Dar țurcă ai jucat? Da, cu vreo 3 ani urmă, dar nu se mai practic. De ce? Păi acum copiii stau la calculator și nu vreau să iasă la joc. Părinții plec și poți să iei și copiii și deja psihotare se practică alte jocuri și se uită tradițiile. Dacă în țările vecine, precum România și Ucraina, state care se confruntă la fel cu problema migrației, autoritățile găsesc fonduri pentru dezvoltarea sporturilor tradiționale, ei bine, Republica Moldova nu face parte din această categorie.